Valentin, la curaj TV. Da, de la Curaj TV. Mai scurt, mă numesc Aurel Răilean, Plopdondușeni. Da. Am o mare problemă. Am vrut cândva să fac un studiu biblic cu un martor al lui Jehova. Ei erau doi. Unul s-a retras, o rămas a doilea, cu tândală Dumitru, de la mine din sat. Și eu am început a pune întrebări incomode. El îmi zice că sună-mă când vrei, cum vrei. Și s-o ajuns până la cei că mă amenință cu răfuiala fizică, mă înjură. Pentru întrebări, da? Pentru întrebări și mai tare că îl deranjez. Și eu aș vrea să veniți dumneavoastră la Dondușeni și filmați, dar vedeți că e riscant, eu nu vă impun să vă expuneți, dar filmăm să arătăm pe internet că martorii nu sunt chiar atât de smeriți cum arată. De ce anume să filmăm? Nu, iată, o provocare. Aș vrea să văd. Adică Chiar să... provocare la întrebări. Provocare, în general, ia că eu mă duc, zic, bună ziua, Dima, am venit, ia că îmi cer scuze. Și el o să înceapă cu jurături. Și o spune cu Oho. curaj TV și lasă vadă lumea cum martorii lui Jehova își exprimă smerenia. Martorii lui Jehova înjură? Dar păi cum? Eu cred că inima se prefac. Se prefac așa, da? În general, ești tot oameni ca și toți oamenii obișnuiți. Înțelegeți? Da. Da. Vedeți că asta nu prea iese, că să mă ducem acolo unde el lucrează. Că el lucrează de obicei, construiește o casă acolo, el e constructor. Asta la construcții vă înjură, da? Nu da, și el îmi spune că m-ai zaibit, că nu trebuie să-mi suni, că nu trebuie așa, că nu trebuie așa. Și eu știu dacă lucrează în Dondușeni, construiește un bogătaș. Oficial? Alo. Eu am înregistrat. Am întrebat, oficial lucrează? Nu lucrează oficial, lucrează așa, pe negru. Lucrează la negru, dar dacă vrea, eu am înregistrat pe dictofonul smartphone-ului meu, cum el mă înjură și spune că statul a învățat pe dânsul cum să ucidă oameni. Oho. Și cât și mai câte, da, înainte de a ne duce, dacă doriți să veniți la Dondoșeni, eu sunt Plop, dar el lucrează în Dondoșeni și trăiește în Dondoșeni. Dar e născut în Plop, părinții lui din Plop. O istorie interesantă, tata lui s-a spânzurat, ei, Doamne ferește. Chiar că. Da. Și dacă doriți să ne întâlnim, să punem lucruri la cale mai spre bine, puteți face dacă aveți posibilitate. Am înțeles. Mulțumesc de sunet. Da. Aurel, uite, nu mă vedere când vin la tine acasă și îți șez capul tocătat, eu nu te pune, nu glumi cu mine, vei. Și eu am spus, Șez capul tocătat, uite, am. eu am spus că dacă pățesc ceva, eu am spus că dacă pățesc. Și eu am spus, dacă pățesc ceva, dacă pățesc ceva, tu răspunzi, eu am spus la oameni. Asta e, nu, așa învați credința. Așa învați credința. Eu am spus și la partid, fără grijă. Ocat, ocat, chiar vreau să o găsesc. Ai să mă distrugi pe mine, ai să răspunzi. Și tu ștăt neamul tău, și tu ștăt neamul tău.
Bun, dar da, da, Jehoviști te-au învățat a iubi? A? Hai bun! Apșa legi! N-ai jeli de mine! Nu. Mai ușede, mai ușede îi răspunde tu!